Sănătatea este cea mai importantă, iar oamenii de la sate ajung greu la medic. Atunci când au șansa să beneficieze de consultații și analize gratuite datorită caravanelor de telemedicină care ajung în localitățile lor, aceștia se prezintă în număr mare pentru a le fi evaluată starea de sănătate. Caravana Salvital a ajuns în satele din comuna Sălașul de Sus, un proiect care de-a lungul timpului a adus bucurie în rândul celor care locuiesc în zonele rurale, izolate sau greu accesibile. Acest proiect este realizat de Salvital cu susținerea Consiliului Județean Hunedoara și a mai multor primării din județ. Oamenii din satele din comuna Sălașul de Sus au primit cu bucurie vestea că paramedicii Salvital vor fi prezenți și în localitățile lor, astfel încât își vor putea verifica starea de sănătate. Așa că au venit în număr mare. Mulți dintre ei spun că nu au mai ajuns la medic de ani buni. Ne spune și nouă, porcăm, de ce ați venit astăzi aici? Pentru o consultație medicală. Că n-am mai făcut de mult de când a rămas la pensie de 5 ani, n-am mai făcut analize, nici o verificare. Și de ce n-ați mai mers la medic? Nu am mai mers, am și avut probleme, mi-a fost soțul bolnav, o decedat, m-am neglijat. De ce plângeți acum? Vă bucurați că au venit din cauza asta? Bine că au venit, foarte bine. Să mai vină, mai des, că mai venim și noi. De cât timp n-ați mai făcut un control medical? De vreo 8 ani sau nu știu, când au fost vizita obligatorie. Și de ce n-ați mai făcut de atâta timp? Păi n-am făcut, că nu m-am mai dus. Și vă bucurați că astăzi au venit să vă facă acest control medical aici? Da. Este de important, având în vedere că sunt mulți în vârstă și nu pot ajunge la Hațeg, la oraș, destul de bine pentru ei. Vreau să văd. Am fost, dar pentru inimă. Vă bucurați că au venit aici? Da, foarte mult, foarte mult. Și mai ales că n-avem bani. Da, foarte mult. Foarte frumos din partea lor că au venit și aici la noi în sat. Mă bucur că pensia e mică, ba, nu să te dai la doctor. Da. Măcar să știm și avem, să nu stăm liniștiți. Și vă bucurați că sunt și gratuite? Și... Da, da, păi da, da, aia e mai mare bucurie, aș de a veni. Că dacă era cu bani, cine știe dacă veneam? Ba, veneam oricum. Veneam. Cu ajutorul sistemului de telemedicină se pot realiza investigații care altfel se pot face doar în spitale, precum EKG-ul, care permite controlul mobil al ritmului cardiac. Paramedicii au posibilitatea să determine și INR-ul, o analiză de sânge foarte utilă pentru monitorizarea persoanelor care sunt tratate cu anticoagulante. Toate consultațiile și analizele sunt gratuite. În această campanie la Năușoara, oamenii s-au prezentat pentru a li se face analize gratuite, care sunt susținute de Consiliul Județean și de autoritățile locale, și oamenii sunt bucuroși că venim în teren ca să vadă și ei starea de sănătate. Până la această oră, Adine, câți oameni s-au strâns? Aproximativ undeva la vreo 70 de persoane. Noi mai avem și de acum încolo încă o locație și așteptăm să vină numărul cât de mai. Hunedoara a devenit primul județ din țară unde este funcțional sistemul de telemedicină. Cei din Asociația Salvital împreună cu Consiliul Județean au considerat că este soluția perfectă pentru locuitorii din satele unde nu există cadre medicale și oamenii în vârstă ajung greu la spitale. Proiectul Asociației Salvital merge înainte. Chiar dacă unii erau sceptici anul trecut când am demarat din nou acest proiect, el dă roade. Mă bucură faptul că toate cele 11 sate din comuna Sălaș au fost făcute. Foarte mulți oameni vin și la serviciile pe care le oferă Salvitalo. De aceea, încă o dată, dacă mai erau cârcotași care spuneau că acest proiect nu este funcționabil, ba da, el este funcțional și mai mult decât atât sunt și alții care vor să facă un proiect paralel cu al nostru, dar le spun că proiectul Salvital va merge înainte și pe această cale mulțumesc tuturor OAT-urilor care au venit alături de noi de la început și important, sau cel mai important este că Asociația Salvital prin telemedicină face fiecare OAT, că este partea acestei asociații, că nu este parte, va servi pe toată lumea. Primarul comunei Sălașul de Sus este unul dintre primarii care s-au alăturat acestui proiect, considerându-l foarte benefic pentru sănătatea oamenilor din comună. Am avut o acțiune foarte bine în colaborare cu Salvitalul. Ieri am făcut 6 sate, astăzi
5 sate din partea cetățenilor, pe această cale să le mulțumesc că au fost receptivi la informațiile care le-am transmis, să poată să vină să-și facă o analiză medicală gratuit și nu numai. Majoritatea oamenilor de aici, din aceste sate, populația este îmbătrânită și atunci deplasarea e mult mai greu către dispensarul din comună, către spitalul Hoțe și celelalte spitale din județ. Și am mai avut o acțiune acum ceva timp în urmă, cred că cu un an, și am organizat-o în satul centru de comună și de acolo ne-am dat seama că nu este în regulă, deoarece cetățenii se deplasează greu și atunci la această acțiune am venit în sprijinul lor împreună cu Salvitalul să avem acțiune în fiecare sat al comunei Sălașul de Sus. Petru Mărginan, președintele Asociației Salvital, spune că începând de anul acesta, caravanele Salvital ajung nu doar în centrele de comună și în sate, ci și în cătunele izolate. E o bucurie pentru mine și pentru noi, pentru că față de anul trecut, când a fost una dintre cele mai performante, putem spune, din punct de vedere aducerii oamenilor la aceste teste, numărul a crescut și a crescut pentru că de anul acesta aplicăm nu numai în Sălașul în comuna Sălașul, ne aplicăm în toate OAT-urile, unitățile teritoriale administrative, comune, orașe unde mergem, să mergem și în satele aparținătoare. Adică mergem în curtea omului, cum s-ar spune, pentru ca să nu mai facă aceste deplasări în centru de comună. Deci suntem mai aproape de ei. Asta e o mare bucurie pentru că numărul lor a crescut. Mulți chiar nu aveau posibilitatea nici să meargă în centru de comună sau nu aveau cu ce să meargă. Mai ajuta într-adevăr funcționarii de la primărie, dar acum vreau să spun că s-a ajuns la peste 900 de oameni la jumătate de an. Anul trecut am avut 2400 de cetățeni testați, acum doar în primele 6 luni avem peste 900 de oameni. Și asta ne face să credem că lumea are încredere în ceea ce facem noi. Proiectul de telemedicină presupune mai multe servicii medicale acordate populației acolo unde locuiesc. Oamenii beneficiază de electrocardiogramă, spirometrie pentru identificarea problemelor pulmonare, probe sânge INR, pentru cei care fac tratament cu anticoagulante de măsurarea glicemiei și evaluarea hemoglobinei glicozilate, de măsurarea tensiunii și a temperaturii. Analizele sunt apoi interpretate de medici specialiști care se ocupă de diagnosticarea corectă și indică pacienților tratamentul adecvat. Atenția echipelor medicale se îndreaptă cu prioritate către oamenii din zonele rurale, izolate sau greu accesibile.